Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, etalare pentru mai 2021, pe care nu o încep până nu vă urez la mulți ani. Îmi pare rău că am întârziat, dar au fost multe situații în această ultimă săptămână. O să le povestesc cu altă ocazie. Oricum, vă doresc la mulți ani, vă doresc multă sănătate, bucurii, să manifestați un nou an plin de abundență, de protecție divină și de inspirație divină și de emoții pozitive și de gândire pozitivă. Pentru ca să aveți puterea și curajul să mergeți mai departe în toate câte vor veni în anul pe care îl începeți. Dragii mei, deja ați primit niște mesaje. Vom vedea ce legătură are cu ceea ce manifestați. Însă, în timp ce amestecam cărțile, interesant, s-a separat setul în două la nebunul și Marele Preot sau Taurul. Taurul în luna mai trebuie să o ia de la zero. Trebuie să meargă către destinul său, trebuie să înceapă un nou proiect, da? Să-și schimbe energia și să înceapă ceva nou, durabil, într-o altă direcție. Într-o altă direcție. Trebuie să lase în urmă grijile, conflictele. Trebuie să lase în urmă situații care nu s-au putut manifesta din niște considerente, în primul rând lecția spirituală, clar, și se ia de la zero cu victorie, cu încredere că pot manifesta stabilitate, magicianul și marele și împăratul. Puteți manifesta victorie, puteți manifesta stabilitate într-o nouă direcție în momentul în care aveți toate instrumentele, în momentul în care manifestați înțelepciune, cunoaștere, dar și îndrăzneală și credință. Da, sunt niște dezamăgiri din trecut, trei de spade, pe care le vedem în acest mesaj adițional de la îngeri. Cinstea este esențială. Probabil că unii dintre voi v-ați regăsi puterea într-o relație în care nu s-a manifestat corect ceva, ce trebuia să fie sincer. Nu s-a manifestat cu sufletul deschis și cu fața deschisă. Apropo de măști, apropo de măști pe față, pe ochi, pe gură, pe ciorfii, apropo de spate întors, din niște considerente a trăit o relație care nu a fost sinceră. Și zic considerente că poate a fost iluzia tinereții, poate au fost alte iluzii a stabilității, a banilor, a cine știe ce alte motive, însă în această relație karmică v-ați regăsit puterea și ați învățat eventual să vorbiți și să iubiți cu dragoste. Și zic că ați învățat pentru că totuși e un mare preot care reprezintă lecție spirituală, nu musa e zodia Taurului. Da? Zodia Taurului trebuie să-și învețe lecțiile spirituale și să o ia de la zero. Alt mesaj, de fapt mesajul principal este fiți doritor să vă exprimați dragostea. Să vă exprimați dragostea față de voi și față de cei care vă sunt dragi. Pentru că în momentul în care faceți acest lucru, miracole și binecuvântări se vor manifesta. Și cel mai mare miracol și cea mai mare binecuvântare este însuși exprimarea dragostei, mai ales pentru cei care nu sunt obișnuiți, care au stat în relații karmice în care v-ați păcălit, nu zic mințit, v-ați păcălit, ați proiectat așteptări pe care nu le-ați putut îndeplini unul sau celălalt. Alt mesaj, energia generală în aceste de cărți arată o energie foarte proaspătă, arată tânărul. 3 înseamnă călătorie spirituală. Seamănă oarecum cu nebunul, nu? Nu vi se pare tot așa o energie tinerească? Tot așa un toiag. Un toiag și un prieten fidel, loial. Aveți pe cineva care vă susține în această nouă călătorie și aveți o energie tânără. Ori că aveți de-a face cu un personaj tânăr care vă inspiră, ori cu un personaj care poate nu e tânăr, dar are această energie tinerească. Poate dimpotrivă, voi sunteți, vă simțiți întineriți în această nouă etapă a vieții voastre și aveți un personaj loial care este gata să vă apere, să vă ghideze și să vă inspire într-un fel sau altul. La capătul setului de cărți aveți consilierul, un soi de cavaler de cupe. Aveți multe cupe. Cavaler de cupe aici, delfinul aici, peștele aici, mai vă și steaua.
de mare, multe cupe. S-a produs o schimbare emoțională în viața voastră după ce iar, ia uite, 9, nu, 8 de spade și 8 de spade și 9 de spade le-am văzut aici, da? După ce a trebuit să învățați să depășiți o situație foarte sumbră, foarte neplăcută, eventual acele proiecții, așteptări, autosabotaje, da? Pe care toți le trăim, tocmai ca să creștem. Însă, în această perioadă, trebuie să vă inspire delfinul și peștele. Amândouă semne de apă. Peștele știm bine că este simbol creștin și tocmai suntem încă în perioada Paștelui. Trebuie să zburați un pic din mediul vostru și să tindeți către mai mult. Și nu doar atât, trebuie să vă bucurați. După cum vedeți, delfinul este foarte jucăuș, zâmbitor. Știm bine că delfinii sunt inteligenți, senzuali și extrem de jucăuși. Și aici este mesajul. Trebuie să fiți optimiști. Și bănuiesc că această energie tinerească vă atrage în această, și sper să vă atragă în această vibrație optimistă, plină de credință, pește credință, da? Și emoții pozitive, cum am zis, v-am urat la început, emoții pozitive. Hai să vedem. Deci energia se schimbă, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în taur. O să fac ca de obicei cu ce celtică și vedem ce legătură au mesajele pe care le-am primit. Da? Ia să pun asta aici. Peștișorul aici. Ca să am eu loc pentru ce urmează. Deci, Taur, soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Taur, luna mai, încă o dată la mulți ani, tăurițe și tăurași. Luna mai. Și poate îmi spune și ce cadouri ați primit? Central. O, ce frumos steaua. Am zis că aveți credință. Păstrați-vă credința, peștișorul. Optimismul, la fel, steaua. Ce a credință fără optimism, nu? E absurd, da? Optimismul de la delfin se manifestă prin această stea, prin această încredere în destinul vostru. Zero, luați-o de la capăt și rescrieți-vă destinul. Și interesant că aveți zero, aveți tânărul, da? Adică sunteți tineri pe o nouă cale, într-o nouă direcție, pe care n-ați mai umblat-o până acum, dar aveți pe cineva. Poate că unii dintre voi, afară de aceste două semne de apă, pește și delfin, ar trebui să urmăriți dacă pentru unii dintre voi este posibil să aveți ca și totem animal protector lupul și câinele, dacă am văzut la nebun, și peștele și delfinul. Deci în continuare, central steaua, responsabilitățile, greutățile peste care trebuie să treceți, provocarea aici este 10 de băte și totuși aveți credință, aveți încredere. În trecut, valetul de cupe, a venit cineva care v-a atins sufletul într-un fel sau altul, se regăsește aici în cărțile de apă. În ultima vreme sunteți voi, probabil chiar de prin aprilie, ultima vreme, trecutul apropiat, ăsta e îndepărtat. Trecutul apropiat sunteți voi, încercați să vă păstrați echilibru. Poate că unii sunteți căsătoriți și dacă nu mai sunteți căsătoriți, vreți să vă păstrați acel statut de persoană echilibrată, stabilă pentru, eu știu, copii, pentru alți membri ai familiei. Poate unii sunteți concentrați, în mod special ați fost concentrați pe creșterea voastră și stabilitatea voastră profesională, variază. Dar undeva în trecut există o comunicare cu cineva care v-a emoționat. Că acest personaj va transmite această stare de sensibilitate, o dispoziție către sensibilitate, către vulnerabilitate. Uite, consilierul, da? Consilierul sau valetul, cavalerul de cupe. Cineva, la un moment dat, în trecutul vostru, v-a comunicat altfel, de la suflet la suflet cu voi. Și simt, o să și clarific, simt că acel personaj, într-un fel sau altul, a creat, că știți, orice acțiune creează un efect în timp și în spațiu. Acea comunicare din trecutul îndepărtat vă menține într-o vibrație de credință și de speranță, steaua centrală. În viitorul îndepărtat aveți cavalerul de spade. Ia să pun așa frumos să se sprijine.
Cavalerul de spade, evenimente neașteptate, mai ales mesaj neașteptat. Al vostru, al cuiva. Și când e neașteptat, e neașteptat. Chiar dacă aș clarifica, tot va rămâne ceva neprevăzut. În prezent aveți, ia uite, alt cavaler, cavalerul de bâte, multă pasiune. Dar și dorința cu tânărul și cu nebunul pe care l-am văzut și cu cavalerul de bâte, dorința de a dărâma blocajele, de a renunța la responsabilități și de a vă crea, cum a zis mai devreme, de a vă crea destinul vostru, de a merge pe cărări neumblate, neumblate de voi, de a explora lumea din alte perspective. Vreți să explorați lumea din alte perspective, cu încredere, cu combativitate. Poate unii vreți să ieși din această stare de de prea multă stabilitate. Vreți ceva... ceva interesant, ceva care să vă zdruncine așa, să vă creeze niște amintiri pentru toată viața. Sfatul 9 de cupe, bucurați-vă, sperați 9 de cupe, similar cu steaua, sperați tot ce e mai bun de la voi și de la viață ca să puteți manifesta la un moment dat. Sperați, bucurați-vă, 9 de cupe, beți, cântați, dansați, da? Mâncați prăjiturele. Și, bine, mâncărică bună, că vorbim de zodia Taurului, dar cu măsură. Da, frumos. 9 și cu 1, 10. Și totuși. În prezent există cineva care vă dă speranțe, vă inspiră. Cu steaua există cineva care vă inspiră într-un nou fel de a vă trăi viața. Vă inspiră pur și simplu energia acestei persoane. Oh, exterior luna, este un secret, este iar probabil un semn de apă pentru unii, dar nu obligatoriu. Pentru că aveți și în trecutul îndepărtat semn de apă, aveți în poziția sfatului semn de apă și în exterior luna. Dar, o să clarific, este foarte important, exterior este un secret, este un mister, este frica cuiva. Și poate să fie și mama, pentru că luna este pe filieră maternă, o influență maternă. Acum rămâne de văzut dacă este influență benefică, este cea care vă dă speranță sau este cea care vă impune responsabilități. Da? Variază. E o chestiune care ține de mama voastră, nu musai de voi ca și statut de mame. Frici emoționale. Dar, repet, o să clarific, pentru că este o arcană majoră foarte importantă și intensă. De ce vă este teamă? Oho, vă este teamă de acest as de bâte? Posibil. Pentru că vă totuși, iar provocarea 10 de bâte, posibil să fie acest semn de foc pentru unii. Care probabil că își dorește o nouă etapă în povestea voastră, o etapă rămâne de văzut. Își dorește cineva ceva. Pe de-o parte... da. Ori voi, ori ei, cineva își dorește acest început și voi puneți acest început, această pasiune sau atracție fizică pentru cineva, o puneți într-o poziție a, nu musai a fricilor, a reținerilor. E o reținere. Da? Ca să nu folosesc un cuvânt poate prea mare. Poate nu fi frică, este o reținere. Este o reținere pentru că ați trecut și voi prin multe, prin acel 3 de spade pe care l-am văzut, 9 de spade, da? Și poate că vreți să explorați viața, dar vreți să mergeți către destinul vostru, dar nu vreți aventuri, nu vreți să consumați viața cu situații trecătoare de al de cavalerul sau asul de bâte, care vor duce în responsabilități neprevăzute. Aha. Ce vă doriți 5 de monede? O să clarific. În primul rând să rezolvați niște probleme de cuplu, să rezolvați niște probleme financiare. Poate că această iarnă îndelungată doriți să se termine mai repede și să vină soarele și cum a fost în ultimele zile, da? Și să vă încălziți. 5 este numărul, de fapt, al marelui preot. Este luna mai, nu obligatoriu, dar în luna mai vreți să... interesant... cu steaua și marele preot pe care l-am văzut, am zis că cineva vă inspiră către spiritualitate și ar fi minunat. Pentru că am vorbit de pești ca și simbol creștin.
Sunteți conștienți că fără spiritualitate, fără Dumnezeu, fără credință, nu puteți trece prin nicio problemă. Unii dintre voi ați ajuns la această concluzie și vreți să vă echilibrați viața într-adevăr financiar, de să ieșiți din 5 să mergeți înspre 6, dar nu oricum. Nu doar, pentru că nu doar munca și responsabilitățile, aici este marele secret al vieții. Nu doar munca, nu doar munca asiduă, da? Consumul energetic pentru stabilitate financiară profesională, nu doar asta. Este important în, important în viață sau în cuplu, da, sau într-o colectivitate, într-un contract și credința. Că dacă pot fi doi oameni care trag pe o singură bâtă, pe un singur crez, prin fric, prin ceață, dar cât pot să rămân în această postură, chiar dacă se susțin, dacă nu intră mai repede undeva, da? Ok, vă susțineți unul pe celălalt, dar mai aveți nevoie de susținere spirituală și aici este schimbare, cinciu, schimbare de energie. Ce reușiți să faceți? Patru de monede. Deocamdată țineți la ceea ce ați acumulat. Reușiți să vă păstrați stabilitatea, da? Patru și, parcă și seamănă, da? Patru și regele de monede. O fi un alt semn de pământ care vă dă stabilitate? Posibil. Posibil și asta. Pentru unii. Un alt semn de pământ să vă dea stabilitate. Da. 4 și cu 1, 5. Da. Și încă 2 regi, ia uite. Vreți să construiți ceva, să începeți un nou proiect și să manifestați adevăr, adevăr și dragoste, emoții. Poate că unii aveți în preajmă. Dacă sunteți doamne cuceritoare, că tauroicele așa sunt, poate aveți mai multe personaje, aveți un semn de foc, da? Care vă creează probleme pentru unii. Poate că alții aveți un semn de aer, iar în suflet sau, eu știu, în ce postură mai aveți un semn de apă. Sunt multe posibilități. Ho-ho! Și asul de cupe vine în viitor. Vine în viitor. Nu musa în luna mai. Variază. Și pentru unii e posibil, pentru că sunt 5 flori. Însă, trebuie să comunicați în adevăr. Trebuie să vă găsiți înțelepciunea. Regele de spade este o persoană înțeleaptă, asumată. Regele de cupe, la fel, este un consilier, este un... Amândoi ascultă și amândoi vindecă pe căi diferite. Unul emoțional și altul prin decizii și sfaturi foarte raționale și sănătoase. Însă, hai să și clarificăm. Da, posibil acest personaj, poate că sunt două personaje, da? Sau e același personaj cu două manifestări, emoțional și rațional. Ține foarte mult la voi, nu contează zodia, ține foarte mult la voi și și-ar dori să manifeste ceva nou. Să vă dea un telefon sau voi să dați un telefon către acest personaj. Hai totuși să las doar astea două, da? Se pare că totuși o comunicare se va manifesta. Cavalerul de spade, valetul de monede. Nu doar în prezent, dar și în viitorul îndepărtat. Ia uite justiția, separarea. Da. Bă, totuși un semn de foc, niște blocaje, niște greutăți în legătură cu acest semn de foc. Regina de bâte și 9 de bâte. Acel 9 și cu 10, da? Acest consum de energie din partea cuiva, care probabil acest personaj vă mai spionează pentru că sunteți într-o relație de ceva timp. E o relație mai lungă și totuși apare nevoia de a se îndrepta situația într-o formă sau alta. Poate că vă despărțiți, poate că cineva vrea să facă dreptate, variază, sunteți mulți. Dar ia să scot ase de cărți. Deci, în primul și în primul rând, în această perioadă, vă regăsiți credința. Asta este cel mai important, pentru că sunteți mulți diferite generații și credința vă aduce mai aproape de
destinul vostru și vă îndepărtează de karmă. Vă îndepărtează de karmă. În ce sens? Că justiția înseamnă foarte multe. Înseamnă o karmă prin care a trebuit să treceți, că am văzut minciuni, dar am văzut o relație nesinceră. A trebuit să învățați genul acesta de relații ca să vă pregătiți pentru adevăratele și profundele relații care vă așteaptă în viitor. Hai să vedem. Clarificăm în primul și în primul rând, pentru că steaua arată foarte bine și este poziția centrală, este una dintre cele mai frumoase arcane majore. Cineva vă inspiră, vă dă speranță, vă echilibrează emoțional, chiar dacă e la distanță, pur și simplu prin ceea ce face, prin ceea ce zice, prin comunicarea dintre voi. Hai să vedem ce este 10 de bute. Clarificăm 10 de bute. Cinci de spade și 5 de bâte. Ho-ho, ați avut conflicte. Conflicte mari cu acest personaj. 5 iar înseamnă schimbare. Am văzut aici, am vorbit despre schimbare, dar dintr-o altă perspectivă. 5 de spade și 5 de bâte sunt cele mai conflictuale cărți. Și asta va crea. Deci ați avut, n-ați comunicat. Că au fost discuții, că nu au fost discuții, n-ați comunicat plăcut, coerent cu acest personaj. 10 de bâte. Și aici este 5 și cu 5, 10, da? Trebuie să ieșiți din acest ciclu, că altfel dacă nu ieșiți, îl repetați, da? Se manifestă ce? Karma. Asta înseamnă. Nu ieșiți, îl repetați. Și uite, așa se menține karma. De-aia, zice, trebuie să vindecați karma, să ieșiți din acest cerc ca să vă manifestați destinul vostru într-o altă direcție. Cavalerul de monede și să vă construiți viața pe o altă cărare, cu răbdare. Clarificăm valetul de cupetărul frumos. În trecutul îndepărtat. Valetul de cupetărul frumos. În trecutul îndepărtat pentru tăuriță și tăuraș. Valetul de cupe. Ok. O, 10 de spade. Probabil că cine v-a rănit atât de mult că cineva v-a rănit în trecut. 10 de spade sunt multiple răni, trădări, jigniri, umilințe sau nemanifestări. Dar clar ați trecut prin niște situații foarte, foarte neplăcute. Probabil că o fi fost semn de apă, semn de aer. Am văzut mai devreme și regele de aer, regele de cupe. Dar voi știți ce zodie o fi fost. Însă, pentru unii, probabil că aceste trădări s-au manifestat datorită imaturității emoționale a cuiva. Cineva a fost imatur emoțional, a exprimat prea puțin, prea inconsistent, prea simplist, prea copilăros într-un fel sau altul. Dar nu vorbesc, poți să fii copil și poți să fii înțelept. Poți să fii copilăros, mai bine zis. Eu uneori sunt copilăroasă, dar nu pot să zic că sunt imatură emoțional, da? De-aia zic, cine a fost acest personaj din trecutul vostru? V-a produs multe trădări și dureri. Probabil că a încercat să o dreagă de fiecare dată, dar insuficient. Poate că își dorește acum, deși e trecutul îndepărtat, o vindecare, o împăcare, dar rămâne de văzut. Hai să clarific regele de monede, care de fapt reprezentat de Taur, dar regele de monede, în trecutul apropiat, voi, aprilie probabil mai puțin, că de-abia am intrat în mai, poate aprilie. Regele de monede, hai să vedem. Oho, asul de spade. Aici este înțelegerea voastră. Momentul dreptății, da? Dom'le, eu trebuie să rămân prin ce am trecut, am zis 10 de băte, 10 de spade, au fost imaturi, au fost conflictual treaba lor. Adevărul este trezirea, că asta este trezirea voastră. Eu trebuie să-mi păstrez echilibru, trebuie să mă lupt pentru echilibrul meu, pentru eventual o nouă direcție profesională. Asta e, trebuie să mă lupt să fiu eu însumi așa cum ar trebui în destinul meu adevărat, nu deviat de la destinul meu sau deviată de la destinul meu. Poate să fie și un act de justiție, poate să fie o separare de cineva, sunt multiple variante. Dar
Repet, poate să fie separarea de cineva. De un soț, de o soție, poate, pentru unii. Dar mai presus de toate este înțelegerea voastră că voi trebuie să fiți voi în varianta voastră cea mai bună. Orice ați fi. Orice ați fi. Că sunteți muncitor, că sunteți profesor universitar, că sunteți doctor, că sunteți, mecanici auto, nu contează. Trebuie să fiți în varianta voastră superioară, cea mai bună. Da? Și aici este adevărul și asta o faceți în momentul în care vă vindecați de aceste răni, de aceste conflicte, da? De aceste responsabilități absurde în direcții care nu vă cresc, da? Și adevărul vine pe calea aceasta a speranței, a credinței, a rugăciunii și a echilibrului emoțional. Adevărul vine că prin, nu găsesc tot timpul cuvintele potrivite, adevărul este că dacă nu suntem echilibrați și vindecați, nu putem să fim cea mai bună variantă a noastră, da? Da, și are legătură acest adevăr cu acest vale de cupe, da? Vale de cupe, vale de cupe. Din trecut. Din trecut. O persoană imatură. Mai este un adevăr pentru cineva. Separarea de trecut va aduce mai aproape de perechea divină, dragii mei. De cineva care știe să comunice emoțional. Dacă persoana din trecut a comunicat imatur emoțional și a creat aceste răni și probleme, persoana pe care vreți să o manifestați prin acest adevăr care apare în mintea voastră și în gândul vostru, tot aia, în ultima vreme, este că o dragoste adevărată, regele și regina de cupe, manifestă stabilitate, 4 de băte, în momentul în care se comunică corect sentimentele, cu sinceritate, că am văzut că au fost niște probleme de sinceritate în trecut. Da? Atunci, da, puteți să manifestați, să exprimați dragostea, sentimentele, emoțiile, când știți că sunteți înțeleși, când știți că aveți stabilitate, 4 de băte și pasiuni comune. Aici este. Aici vă găsiți voi adevărata stabilitate. Clarificăm cavalerul de băte în prezent. Cavalerul de băte. Dorința voastră de viață. Repede, de a explora viața, de a explora locuri, situații, de a fi creativ. Și totuși a fost clarificat de 6-7. Dacă e un personaj și 7 de spade, mare grijă la acest personaj, pentru că 7 de spade vine și pleacă, are niște strategii și cavalerul vine și pleacă, dar dacă nu sunteți voi, cu ce vă ajută? Dacă e un cavaler trecător, un actor, interesant, ce mi-am adus aminte acum? Mi-aduc aminte de un cântec. Un actor grăbit, un actor grăbit. Care pleacă imediat ce piesa a luat sfârșit. Laura Stoica, Dumnezeu să o ierte. Da, un actor grăbit. Mare grijă la acest personaj din prezent. Mare grijă. Da. Dacă sunteți voi, ar fi păcat. Ar fi păcat să vă deviați de la ceea ce ar trebui să manifestați în varianta voastră superioară. Sper să nu fiți voi, sper să fie cineva și atunci avertizarea este mare grijă. Hai să mai dăm totuși o carte pentru acest 6-7 de spade. Știm că este strategul, cel care fuge sau dacă vine, vine cu niște scopuri, niște motive ascunse. Da, este vine la voi, regina de monede. Vine la voi, își dorește stabilitate, dar își dorește o perioadă și apoi pleacă. Și apoi pleacă. 3 de cupe. Vă pune în triunghiuri amoroase? Mare grijă dacă vă pune în triunghiuri amoroase. Hai să vedem sfatul, că e frumos. 9 de cupe. Sper să rămână frumos, să nu-l stricăm prin clarificări. 9 de cupe. Oricum păstrați mesajele principale. 9 de cupe. Iubiți-vă pe voi așa cum sunteți. Asta înseamnă 9 de cupe. Să vă iubiți pe voi. Cu bune și cu rele. Și nu în sensul că vă acceptați viciile, nu. Vă modificați viciile, vă corectați viciile, dar le iertați.
că au fost cândva. În sensul ăsta, asta e dragostea adevărată. A, nu, că le-am cu băutura și nu mă pot schimba. Nu, nu, te pot schimba, dar te ierți pentru cum ai fost în trecut. Asta am spus așa, ca să știți. Sfatul este să aveți o nouă pasiune. Există cineva, asul de bâte și nouă de cupe, care va aduce o atracție teribilă între voi. Niște stări senzuale, erotice și emoționale, iar excepționale. Mergeți către oamenii care, cu care puteți crea. Eventual această pasiune vă dă speranță, vă dă speranță că puteți să fiți iubiți. Mare grijă. E tot foc, dar n-aș vrea, repet, nu aș vrea, voi trebuie să vă alegeți oamenii, voi vă știți poveștile, să vă fixați pe anumite zodii. Am zis, în prezent există un actor grăbit. Frumos. Mare grijă. Și sfatul este să mergeți către acel proiect, acel personaj care vă învață să vă iubiți și să manifestați cei mai frumos din voi. Da? Cavalerul de cupe, iar. Cavalerul de cupe, asul de cupe, da? Cineva vrea să vină să comunice. Asul de cupe și aici asul de bâte, da? Clarificăm, este foarte important această lună. Influență exterioară, luna. Clarificăm luna. Influență exterioară. Ce este luna pentru zodia Taurului? Luna pentru zodia Taurului. Ia să vedem. O, trei de cupe. Da, personajul, probabil că acest personaj, aceste secrete, da? Onestitatea este esențială, da? Dați în urmă la început, onestitatea. Aici avem o strategie, șapte de spade. Și apoi mai devreme, când v-am arătat la capătul setului de cărți, trei de cupe, da? Mare grijă să nu vă pună în triunghiere amoroasă. Aici este secretul. Secretul cuiva. Un triunghi. Și triunghi poate să nu fie musa, ai o altă persoană, poate să fie alte interese financiare, profesionale, familiale și așa mai departe. Și totuși aș vrea să mai clarific, mai democrat. Ia uite, acest cavaler de spade care reapare aici. Niște vești neașteptate. Cineva va atrage atenția asupra acestor secrete? Veți afla într-un fel sau altul. Este un personaj în trecut, șase de cupe. Șase de cupe. Mai dăm o carte. Ia uite. 6-7. Iar personaj care are opțiuni. N-aș spune musa e confuzie emoționale. Are opțiuni. Are opțiuni, are deja nu doar încă una opțiune și opțiune, repet, nu înseamnă multe persoane, poate să aibă hobby-uri, preocupări, dar nu sunteți voi pe prima listă, acest personaj de aici care vă influențează. Poate să fie același personaj cu care aveți conflicte, poate să fie alt personaj. Din acest motiv, steaua apare în mod central și e foarte importantă voi să vă păstrați echilibru emoțional, voi să vă vindecați inima ca să nu mai atrageți asemenea personaje, să aveți puterea să le respingeți pe toți cei care vă bruiază într-un fel sau altul și să mergeți sfatul către ce? Speranța, am zis, nouă de cupe, pasiune, o nouă manifestare a voastră, asul de spade, cum am zis mai devreme la trecutul apropiat, înțelegerea aceasta că trebuie să manifestați cea mai bună versiune a voastră. Clarificăm. Te rog frumos. Asul de bâte. Ok, în poziția fricilor, reținerilor. Ok, asul de bâte. Tauri și taurițe. Ia uite, 5 de monede. Da, cineva care v-a făcut să aveți aceste probleme de cuplu. Și nu mai vreți, v-a părăsit, pentru că 5 de monede, asta înseamnă uneori, sunteți părăsiți de persoana cu care sunteți. Și din două bâte rămâne doar unul. Una, da? Trageți voi pentru amândoi. Nu, nu mai vreți așa ceva. Haideți să vedem că apare 5 de monede în poziția dorințelor. Ce vreți să schimbați? În ce sens? 5 de monede. Clarificăm 5 de monede în poziția dorințelor, 5 de monede. Ce vreți să schimbați? În ce sens? Multe cărți. Ia uite, 2 de cupe. O, ce frumos, faeton. Nu zic musai semnul racului. Pentru că faetonul poate să nu fie musai semnul racului. Poate să fie și săgetător și poate să fie orice om determinat.
Să meargă, am zis, de câte ori am putut, faetonul și eremitul merg către stea. Fiecare într-o altă formă sau cu altă atitudine. Acela merge eremitul pe cale mentală, rațională, faetonul chiar își ia mașina, își ia calul, își ia caii putere și se duce către această nouă direcție, destinul său. Ce vă doriți să ieșiți din aceste probleme care au fost la un moment dat, da? 5 de monede și asul de bâte, să ieșiți, să schimbați, să aveți credință că vă veți întâlni cu un suflet pereche care vă susține, dar nu veți fi tot timpul prin fric, prin ceață, veți avea și mașina voastră și casa voastră și veți călători și veți, repet, merge într-o altă direcție. Asta e. Asta vă doriți. Un suflet cald, un suflet pereche și curajos și determinat. Determinat, repet. Ce diferență aici, cei doi sunt pe jos, aici la faetonul, șoferul și eventual și sufletul său pereche sunt într-un interior, da? Nu sunt pe jos. Interior tras de cai. Alb și negru, cu probleme, cu bucurii, dar suntem determinați să mergem înainte. Pe, spre destinul nostru. Da. E obsedantă această dorință. A fost o separare de cineva, clar, cu turnul. O separare care v-a adus multe, ia uite, multe dezamăgiri, 3 de spade. Dar separarea poate să fie și de dezamăgire. Brusc aveți această revelație că trebuie să mergeți într-o altă direcție. Foarte frumos ar fi. Clarificăm totuși cavalerul de spade în viitorul îndepărtat. Cine e acest cavaler de spade? Poate să fie acesta, cu 7 de spade. Vedem. Poate să fie cineva de la lună, da? Poate să fie cineva de aici, oricine poate fi. Poate să fie vecinul care vă spune nu știu ce vești despre Xulescu. Oricine poate fi, dar totuși, hai să încercăm o clarificare. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade. Ho, ho, câte sunt? 4 și cu 1, 9. Cineva care v-a blocat sau pe care s-ar putea să blocați dacă nu vorbește corect, nu vorbește frumos, iar 9 de bâte, 10 de bâte. Iar semn de foc pentru unii, regele de foc și regele de pământ, da? Sunteți voi și un semn de foc care vrea să comunice, eventual să iasă din blocaj sau, repet, există și varianta asta în momentul dacă comunică neplăcut cu voi, că cavalerul de spade poate să fie destul de agresiv în felul în care comunică, dacă nu comunică frumos, ar putea să-i blocați voi cu 9 de bâte. Mai dăm totuși o carte. Pentru aceste vești, ia. Cine e aici? A, 8. Da. 8 de bâte invers. Numai comunicarea cu acest personaj nu este tocmai cea mai plăcută. Nu e plină de speranță pentru că este invers, e 8 invers. Că nu produce transformarea într-un mod creativ și spiritual. Poate că a fost o tăcere datorită blocajelor și acum acest personaj vine, iar variază. Însă, este o problemuță aici. Ia uite. Regele de spade pe care l-am văzut mai devreme. Degeaba comunică acum dacă nu a comunicat la un moment dat. Da, cineva zero. Cineva n-a avut încredere să manifeste ceva cu voi și a întârziat o manifestare. Asta e, rămâne de văzut dacă voi mai primiți. Este decizia voastră întotdeauna, cărțile arată niște energii. Și repet, n-aș vrea să dea musai zodii, că văd din multe zodii. Clarificăm totuși ca și final 4 de monede pentru zodia Taurului. 4 de monede.
O, ce frumos puterea! Chiar la ea mă gândeam, zic, de ce n-a apărut. Aveți putere să rămâneți în tradițiile voastre, în principiile voastre. Nu prea tradițional, pentru că totuși aveți nevoie de schimbare, trebuie să începeți o nouă călătorie a vieții voastre, dar... Sunt niște lupte pentru putere. Este ego-ul cuiva. Ia uite, care va aduce multe dezamăgiri. 3 de spade, mai dăm o carte. Ce cu această putere și 4 de monede? Justiția. Și iar apare. Cred că totuși vă separați de cineva care a avut o atitudine egoistă. De 2 ori apare justiția. E atitudinea egoistă a cuiva. Vă separați de acest personaj și începeți, da? Valetul de monede. Începeți ceva nou. Ce începeți? Să construiți, să mergeți, să comunicați într-o nouă direcție, într-o nouă profesie, într-un, eu știu, nou proiect. Faceți bani și altfel decât ați făcut până acum. Ia să vedem. Cine? Regina de cupe. Am văzut și regele de cupe. Da. Vreți să comunicați cu cine? Cam... Ia uite, regina de cupe este aici, da? Este aici. Delfinul. Vreți să începeți ceva nou cu un personaj, bărbat, femeie, nu contează, care vă stimulează sensibilitatea, vă susține vulnerabilitatea, nu vă doboară când vă este greu, vă alină, da? Vă dă încredere. Aici este această pasiune și 9 de cupe. Da? Vreți să construiți cu acest personaj, regina de cupe, unii dintre voi. Poate să sunați. Mai dăm o carte. Cine e această regina de cupe? Pentru că apare și aici ca faeton și 2 de cupe. Același personaj ar putea să fie. Vreți un personaj care, cu care mergeți înainte, dar într-o, repet, într-o altă formă, nu chinuită. Nu chinuită. Regina de cupe, clarificăm. Regina de cupe. Și nu zic, repet, nu zic zodii. Ia uite, 4 de băte. 4 de băte. Acea casă, acea stabilitate în care vă bucurați, dansați, cântați, nu vă chinuiți unul pe celălalt. Nu vă certați că la 5 de băte, 5 de spade, da? Nu unul trage într-o direcție, altul în altă direcție. Nu, aici amândoi sunt pe aceeași direcție. E o floare. Floarea aceasta este relația voastră, da? Central. Este relația voastră. Voi creșteți împreună. Și vă păstrați totuși individualitatea. 11-11, da? Poate că unii așteptați acest suflet, pereche, flacără, geamănă. Da? Ia uite. 10 de monede. Cu care vreți să faceți casă, vreți să aveți succes, reușite. Repet, nu cum a fost până acum. Și totuși, uite, dintre toate cărțile n-am... Hai, clarificăm și steaua. Îmi place așa de mult încât n-aș vrea să fie... bruiată de clarificări. Hai, clarificăm steaua central. Eu zic că speranța să vă păstrați în centru, în inimă. Echilibru emoțional, vindecare emoțională. O, turnul! Ce frumos! Aici este împărăteasa. Într-un mod neașteptat. Aici, turnul. Dacă mai devreme a apărut turnul ca o ruptură de ceva, aici cred că apare turnul ca și trezire. Am văzut asul de spade, tot așa trezire. Trezire către o nouă direcție, către un nou destin, către cineva care vă inspiră. Există un personaj care vă inspiră, da? Și să lăsați în spate personajul care vă deprimă, care e speriat, care are opțiuni și totuși vă pune în situații neplăcute. Speriat emoțional. Aici sunteți voi, împărăteasa, asul de monede, da? Aici este. Aici este secretul. Este trezirea voastră. Cineva vă trezește, vă inspiră. Brusc. Înțelegeți de ce acest personaj are impact asupra voastră. Este o trezire. La creștere spirituală, la abundență, la o nouă direcție, asul de monede.
Îmi place. Sper să vă placă și vouă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani!